Oamenii au venit în centrul orașului cu un steag imens, cu pancarte și cu megafoane. Organizatorii au anunțat că vor face și un marș pe străzile din zona centrală pentru a le transmite aleșilor că sunt împotriva amendamentelor depuse la legea grațierii. Protestatarii și-au arătat nemulțumirea și față de decizia ministrului Muncii, Lia Olguța Vasilescu, de a dubla salariile, dar și față de respingerea de către Senat a ordonanței de urgență 79, care prevedea ca ocuparea posturilor de manager de spitale să se facă doar prin concurs. Verdictul pe care dă Curtea Constituțională referitor la dreptul procurorilor sau, în fine, în ce măsură procurorii sunt îndreptățiți să investigheze ceea ce face guvernul, considerăm că este o aberație, atât cât ne pricepem. Dar există și păreri din sistemul judiciar care spun același lucru. În continuare suntem interesați să aflăm ce se întâmplă. Învățăm, ne supercalificăm super rapid, învățăm legi, învățăm administrație, învățăm de toate, așa. Deci pur și simplu suntem într-un program de dezvoltare. Deci eu citesc foarte mult, așa am o sete să cunosc acum și sunt revoltată, dar în același timp mă bucură că găsesc oameni ca și mine, adică și să descoper că tot mai mulți. Sunt foarte mulți oameni care își dau seama ce se întâmplă. Nu vrem beneficii personale. Am ieșit pentru un principiu. Am dorit să fim guvernați cu onestitate, transparență, să putem construi durabil, să avem stabilitate. Protestatarii spun că de acum încolo parlamentarii și guvernanții vor fi atent monitorizați pentru a evita derapajele de orice fel care ar pune în pericol democrația. Ei sunt hotărâți ca odată cu încălzirea vremii să iasă mai des la meeting.